Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Alex și astăzi vin cu un nou videotutorial în care o să vă prezint un site cu ajutorul căruia puteți să faceți multe lucruri în domeniul foto și anume puteți edita în foarte multe moduri pozele, puteți să le redimensionați, puteți să schimbați culorile, puteți de asemenea să creați propriile dumneavoastră poze prin editare manuală sau puteți să vă folosiți de acest site pentru a crea poze cu ajutorul inteligenței artificiale. Nu începem videotutorialul însă înainte de de a mulțumi sponsorului nostru, Helkeys te ajută să faci rost de skinuri poți depozita bani sau skin din inventarul tău pentru a deschide cutii pentru a face update în felul ăsta mărind valoarea skin câștigat. De asemenea, poți face battle cu alți jucători, iar dacă valoarea skin tale este mai mare, cu Hellcase ești câștigat. Folosește codul ale pentru a câștiga și mai mult la depozitare. Iar acum, haide să vedem despre ce este vorba. Site-ul pe care vreau să-l prezint se numește Fotor și așa cum v-am spus, puteți face foarte multe lucruri și anume, puteți edita fotografii. Puteți crea propriul dumneavoastră design sau puteți crea propria dumneavoastră imagine. Puteți să faceți colaje din mai multe imagini create de dumneavoastră sau modificate și editate. Haideți să începem cu primul tab de editare a fotografiilor. Și veți vedea că acest site este foarte complex. Înainte de a începe să folosiți site-ul. Trebuie să vă creați un cont gratuit prin logarea cu ajutorul unui cont Google sau Facebook. Eu sunt deja logat. Acest site are câteva limitări în versiunea free, dar, așa cum v-am spus, vom încerca să vedem ce putem face cu acest site. Putem să eliminăm background-ul unei imagini. De asemenea, putem să eliminăm anumite obiecte din imagine. Putem să redimensionăm imaginea prin tăierea unui fragment ce ne interesează, dar, de asemenea, putem să redimensionăm toată imaginea în ansamblu. Putem, așa cum vedeți aici, să schimbăm și culorile imaginii. Hai să luăm o imagine aceasta o introducem în bara de lucru și de aici din partea stângă alegem ce anume dorim să edităm la această imagine. Site-ul este ușor de folosit fiind foarte intuitiv. Hai să vedem cum funcționează această opțiune de modificare a culorilor. Deci avem posibilitatea de a modifica culorile unei imagini. De asemenea avem posibilitatea de a introduce blur către o imagine. de se selectează o anumită porțiune sau selectăm noi o anumită porțiune și introducem blurul cu intensitatea dorită de noi. Deci dacă vrem o intensitate mai mică sau mai mare. Vom aplica modificările și puteți să introduceți un text pe această imagine și acest text este, bineînțeles, editabil. Puteți să introduceți dumneavoastră ce doriți. După ce ați terminat toată editarea dorită către imaginea dumneavoastră, puteți să salvați această imagine. Apăsați butonul Download și imaginea dumneavoastră se va salva fie în format JPG sau PNG. După ce ați testat aici toate taburile de editare în funcție de imaginea pe care dumneavoastră doriți să o editați și în funcție de ceea ce doriți să obțineți din imaginea inițială, puteți trece și la celelalte taburi și anume să creăm propriul nostru design. Avem aici posibilitatea de a crea mai multe tipuri de imagine fie aniversare, fie de mâncare, fie anumite loguri pe care să le creăm și așa mai departe. Aveți posibilitatea de a vă juca și aici, însă un lucru ce mi-a atras atenția la acest site este acest generator de imagini ce folosește inteligența artificială. Vedeți că eu am o galerie aici cu imagini pe care le-am creat, imagini create în urma unei descrieri, pentru a vă crea propria imagine pe care o puteți folosi după bunul plac, această imagine fiind liberă de drepturi de autor. Este creația dumneavoastră obținută cu ajutorul acestui site care folosește, după cum vedeți, inteligența artificială. Așadar, tot ce aveți de făcut este să introduceți o mică descriere cu privire la ceea ce doriți să reprezinte imaginea ce urmează să fie creată. Această descriere trebuie să fie în limba engleză. Voi pune și eu o mică descriere: Beautiful Neon Color Girl, adică fată frumoasă cu nuanțe neon, să zicem. Pentru a crea însă imagini cu ajutorul inteligenței artificiale, dumneavoastră aveți nevoie de credite, credite pe care le obțineți fie în mod gratuit, site-ul punându-vă la dispoziție un credit pe zi. Dar, după cum ați văzut în galerie, eu am folosit aceste credite, având la momentul ăsta 0 credite ceea ce înseamnă că trebuie să plătesc pentru a putea obține o imagine cu ajutorul inteligenței artificiale. Așa că voi încerca să mă loghez pe un alt cont. Mi-am creat un alt cont cu ajutorul unei adrese de mail și vedeți că pe acest cont am 3 credite. Am pus aceeași descriere și vedeți care este rezultatul. Dumneavoastră puteți obține orice imagine doriți dacă aici puneți o descriere mai amănunțită, așa cum v-am spus, în limba engleză. Hai să punem aici o altă descriere și să apăsăm butonul generate. Ne va genera două imagini. Avem posibilitatea de a genera și o imagine sau 3 sau 4 5 6. După cum vedeți, în momentul în care generează aceste imagini, pierdem din credite. Și conform descrierii mele, a creat o altă imagine pe care o vedeți aici, imagine pe care o pot downloada. De asemenea, aveți posibilitatea de a crea tot cu ajutorul inteligenței artificiale o altă imagine bazându-se pe o imagine pe care dumneavoastră o introduceți. Haideți să facem acest lucru. Am introdus această imagine și apăsăm butonul Generate. Și vom vedea ce imagine generează acest site bazându-se pe imaginea pe care am introdus-o noi. Aceasta este imaginea pe care site-ul a generat-o pentru noi bazându-se pe această imagine a păstrat doar un element și anume CS:GO, restul elementelor le-a schimbat. Așadar, pe lângă faptul că puteți edita foarte mult și în mod gratuit, imagini puteți crea propriul dumneavoastră design, și așa cum ați văzut, puteți crea cu ajutorul inteligenței artificiale imagini pe care să le folosiți după bunul dumneavoastră plac. Inclusiv le puteți printa, le puteți vinde, puteți face ce vreți cu ele, puteți face și colaje cu imaginile pe care le-ați creat, cu imaginile pe care le-ați editat, colaje de acest tip, colaje cu care la fel puteți face ce doriți dumneavoastră. Și aici puteți interveni cu ajutorul acestui site în editare puteți introduce pe acel colaj pe care l-ați creat anumite texte de această formă sau de această formă alegeți dumneavoastră forma ce o doriți și așa cum v-am spus, utilizați site-ul mai mult timp pentru a putea vedea de ce este capabil, pentru că site-ul vă oferă foarte multe opțiuni de editare, poate mai multe decât aplicațiile pe care le foloseați până în momentul acesta la editare, aplicații care de multe ori nu sunt gratuite, dacă doriți să aveți opțiunile de editare așa cum vi le oferă acest site. Sper că acest videotutorial tutorial să vi se pare interesant. Dacă este așa, nu uitați să apăsați butonul de like, distribuiți-l, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și odată cu abonarea apăsați și clopoțelul de notificări. De asemenea, dacă doriți să susțineți acest canal, v-aș ruga să apăsați butonul alăturete, în felul acesta devenind membru, iar numele dumneavoastră va apărea în fiecare videoclip pe ecran.